Hello! Ce poate fi mai frumos în mijlocul verii decât să ne răcorim la plajă? Astăzi facem acest lucru în timp ce învățăm prezentul continuu. It's a wonderful summer day. The sun is shining and we are having a great time at the beach. I am making a sand castle and my brother is collecting shells. My father is reading a newspaper and my mother is drinking a cup of coffee. Two children are playing with a beach ball. Many people are swimming in the warm sea. Others are just lying in the sun. It is a perfect day. Voi traduce textul astfel încât, dacă mai sunt cuvinte noi, să vi le puteți nota. Este o zi minunată de vară, soarele strălucește și noi ne distrăm la plajă. Ce avem aici expresia have a great time și o traducem prin a se distra, a se simți bine, nu prin a avea un timp grozav. Eu fac un castel de nisip și fratele meu adună scoici. Tata citește un ziar și mama bea o cană de cafea. Doi copii se joacă cu o minge de plajă. Mulți oameni înoată în marea călduță. Alții doar stau întinși la soare. Este o zi perfectă. Acum trebuie să decideți dacă următoarele propoziții sunt adevărate sau false. Cel mai bine ar fi să citiți încă o dată singur textul și să încercați să rezolvați exercițiul, iar apoi să reluați videoclipul și să vă verificați. I am collecting shells. False. My brother is collecting shells. My father is drinking coffee. False. My mother is drinking coffee. My brother is playing with a ball. False. My brother is collecting shells. Two children are making a sand castle. I am making a sand castle. Or two children are playing with a ball. There are many people in the water. True. The sun is shining. True. It is a wonderful day. True. Acum, dacă ați fost atenți la exercițiile anterioare, este imposibil să nu știți răspunde la aceste întrebări. Who is reading a newspaper? My father is reading a newspaper. What are the two children doing? The children are playing with a ball. What are the people doing? The people are swimming in the sea or lying in the sun. What is my brother doing? My brother is collecting shells. What is my mother doing? My mother is drinking a cup of coffee. Completăm acum textul cu cuvintele care lipsesc. It's a wonderful summer day. The sun is shining and we are having a great time at the beach. I am making a sand castle and my brother is collecting shells. My father is reading a newspaper and my mother is drinking a cup of coffee. Two children are playing with a beach ball. Many people are swimming in the warm sea. Others are just lying in the sun. It is a perfect day. Toate propozițiile din textul parcurs de noi descriau acțiuni care se petrec chiar acum când vorbim, când suntem la plajă, de exemplu. Pentru a exprima astfel de acțiuni care se petrec acum, în momentul vorbirii, folosim timpul prezent continuu. În limba engleză, știți, există și prezentul simplu pe care l-am învățat într-o lecție anterioară, care descria acțiuni repetate, obișnuite, generale, rutina zilnică. Ei bine, astăzi avem acțiuni în desfășurare chiar în momentul vorbirii. Aveți și o schemă pe ecran. Desigur, prezentul continuu poate să mai exprime și planuri pentru viitor sau situații temporar valabile în prezent. Dar nu insistăm acum asupra acestor sensuri, învățăm doar sensul principal al timpului. Apoi, aruncăm o privire spre exemple pentru a vedea cum se formează acest timp. He is reading now. I am making a sand castle at the moment. My mother is drinking coffee. We are having a great time. Observați că începem propoziția cu subiect.
După subiect avem formele verbului a fi. He is, I am, my mother is și we are. Acest verb a fi, în acest caz, are rolul de verb auxiliar. El nu se traduce. Nu traducem he is reading now, el este, citește acum. Nu are niciun sens. Așadar, nu traducem verbul a fi, traducem doar următorul verb, care va avea obligatoriu terminația ing. Deci, formula este subiect plus to be plus verb plus ing. Dacă ați uitat formele verbului a fi, puteți să reluați primele lecții sau vă uitați pe ecran, le-am scris din nou. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Neapărat trebuie să puneți acest verb după subiect și verbul de conjugat va avea terminația ing. O să întâlniți probabil și verbe care nu au această formă niciodată, nu au prezent continuu. Sunt anumite verbe de percepție senzorială sau cognitivă, cum ar fi verbul a ști. Eu știu, spun I know, nu are niciodată formă continuă. Acestea sunt excepții și o să discutăm despre ele cu altă ocazie. Înainte de a rezolva exercițiul, vreau să vă spun câteva lucruri legate de ortografia unor verbe. Dacă aveți verbe care se termină cu E, atunci când puneți terminația ing, E dispare. De exemplu, come, coming, have, having, take, taking, write, writing, deci fără E. Apoi câteva verbe își dublează consoana finală atunci când adăugați ing. Run, running, sit, sitting, get, getting. Și acum să rezolvăm propozițiile conform formulei scrise pe ecran. Subject plus to be plus verb plus ing, subiect plus to be plus verb plus ing. Listen, somebody is singing. Ascultă, cineva cântă. I am helping my mother to make a sandcastle. Eu o ajut pe mama să facă un castel de nisip. Look, he is running. Privește, el aleargă. Și vom dubla n-ul. He is reading now. They are sitting down now. I am playing tennis at the moment. It is sleeping now. Urmează formele de interrogativ. Întrebările le formăm prin mutarea verbului a fi în fața subiectului. Știți de la verbul a fi că acesta în forma de interrogativ trece în fața subiectului. Deci, are you going to work now? What is he doing now? Is she writing at the moment? Are you looking at her now? What is it eating? Who is speaking now? Are they swimming now? Am I making a mistake? Urmează formele de negativ. Așadar, după verbul a fi, vom pune negația not. Și bineînțeles, începem cu subiect, pentru că nu mai avem întrebări. Dacă nu vă amintiți negativul verbului a fi, reluați primele lecții. Avem și forme lungi și forme scurte. I am not, you are not, sau you aren't. He is not sau he isn't. La fel este pentru she, it. La plural, toate persoanele au forma are not sau aren't. We are not, you are not, they are not. Grandpa is not reading the newspaper now. She isn't cooking now. They are not running at the moment. Puteți folosi forme lungi sau scurte cum doriți. The sun is not shining now. We are not sleeping now. Mike isn't driving now. I am not having lunch at the moment. She's not traveling to Spain now. Pe ecran vedeți acum definiția prezentului continuu și anume the action is happening now at the moment of speech
Acțiunea se petrece acum, în momentul când vorbim. Cum se formează acest timp? După subiect adăugăm a fi și apoi verb cu terminația ing. La întrebări a fi trece în fața subiectului și la negativ primește not. De exemplu, you are sleeping, are you sleeping, you are not sleeping, he is cooking, is he cooking, he's not cooking, I am playing tennis, am I playing tennis, I am not playing tennis. Avem un exercițiu cu toate formele prezentului continuu. Puteți să-l faceți ca un mini-test, puneți pauză, îl rezolvați și apoi vă verificați. I am swimming now. She is doing her shopping now. They are buying bread at the moment. Is he having lunch now? Varianta A, fără E. What are you doing now? Where is he going? We aren't collecting shells now. Emily isn't writing a message now. My father is driving his car now. We are cutting the birthday cake now. Cel mai greu exercițiu, adică traducerea. Câteva cuvinte, mai mult sau mai puțin noi, sunt în partea dreaptă. Bucătărie, kitchen, ocupat, busy, a scrie, to write, a se uita, to look, și a răspunde, to answer, sau to answer, dacă vreți pronunția americană. Important este să nu-l pronunțați pe W. Uite, vine trenul. Look, the train is coming. Tata este în bucătărie, face o prăjitură. My father is in the kitchen, he's making a cake. Ce faci? Citesc. What are you doing? I'm reading. Unde mergi acum? Merg la muncă. Where are you going now? I'm going to work. Cine cântă? Mary cântă. Who's singing? Mary is singing. Ele nu înoată acum. They aren't swimming now. El nu scrie acum. He isn't writing now. Vorbești cu mine acum? Are you talking to me now? Mă uit la niște fotografii în acest moment. I am looking at some photos at the moment. Ea nu poate răspunde la telefon, face duș. She can't answer the phone, she's having a shower. Aici aveți verificarea în scris. Ultimul nostru exercițiu de astăzi. Aici va trebui să construim propoziții pentru a descrie imaginile. Vom răspunde la întrebarea What are they doing? Ce fac ei? Prima imagine ne arată o fetiță care scrie sau desenează. Putem să spunem She is writing sau She is drawing. Picture 2. The girl is eating. Picture 3. They are running. Ei aleargă. Picture 4. The child is swimming. Copilul înoată. Picture 5. The boy is laughing. Băiețelul râde. Sau putem spune băiețelul stă pe bancă. Sau băiețelul ține o carte. The boy is sitting on the bench. Or the boy is holding a book. In the next picture, the person is riding a horse. And in the last picture, the woman is driving. Am ajuns la final. Nu uitați să dați click pe linkurile din descriere și să vă abonați la acest canal dacă îl considerați util. De asemenea, pe site-ul lecții-engleză.ro găsiți tot cursul complet și gratuit de limba engleză. Numai bine, ne vedem în curând!